Indicele robor a ajuns astăzi la cel mai înalt nivel din ultimii 9 ani. Robor la 3 luni a crescut la 5,21% față de 5,20%, nivelul înregistrat la ședința precedentă. Mai multe despre asta îți explică Cristian Hostiuc și Eduard Uzunov. Este inflație și asta este evident și se vede în creșterea tuturor prețurilor. Băncile nu puteau să rămână, să piardă bani și normal să crească roborul. Dar ce este îngrijorător pentru cei cu credite în bănci va fi o situație. Mai ales pentru cei de clasă medie, pentru vulg, pentru tot poporul, care va suferi din două puncte de vedere. Creșterea coșului zilnic, ceea ce înseamnă creștere de alimente, tot, pâine, etc., benzină, energie electrică, întreținere, tot, și după aia creditul, dobânda la creditele luate pentru cumpărarea apartamentelor. Persoanele fizice o resim mai puțin, pentru că foarte multe credite sunt legate la IRCC, mai ales cei care au luat credite de ipotecare și de consum în ultimii 3 ani de zile. Deci IRCC-ul fiind la 1,8 sau în următorul trimestru când la 2,6, încă nu resimt această creștere. Cei care sunt legați la robor se simt în fiecare lună creșterea roborului. Dar, până la urmă, trebuie să fim conștienți că roborul va continua să crească. Adică voi veți raporta în fiecare zi sau în fiecare săptămână un nou nivel istoric. Nu știm până unde va crește inflația. Eu cred că inflația în următoarele luni se va duce undeva la 12-15%, după care va începe să scadă. Va începe să scadă pentru că pe plan internațional pare că prețurile încep să stabilizeze, să se stabilizeze la un nivel superior, dar încep să se stabilizeze, iar după aia trece efectul de bază. Și ai pus întrebarea domnului Uzunov până când vom vedea aceste creșteri.